preferata mea. Avantajul italienilor este că amenajare ca în poze. Parcă te învăluie. Pentru că fiecare expoziție trebuie să aibă o cea mai scumpă piesă, noi suntem lângă cea mai scumpă piesă din portofoliul LEMA. Cea mai interesantă parte a acestui dulap este faptul că poate deveni un divider de spații, pentru că este total transparentă, poate fi pusă într-un dressing foarte mare și să despartă dormitorul. Poate nu întâmplător, numele acestui dulap este Tian, care în limba chineză înseamnă cer, poarta către o nouă lume. Această piesă este cu adevărat specială pentru că este realizată în totalitate din sticlă, metal și lemn masiv. Această piesă din colecția de paturi este preferata mea pentru că este realizată din piele și pentru că nu-i se văd absolut deloc picioarele, pare că patul este elevat de la podea. Se creează astfel senzația de spațiu fluid. Avantajul italienilor este că ei se nasc într-un loc care le oferă repere în artă și arhitectură. Atunci când ai un dressing foarte spațios, cu siguranță poți să integrezi o astfel de piesă unde poți să spui toate accesoriile tale. De exemplu, ceasul are spațiul lui special creat, iar tu poți să-l vezi în fiecare moment în care intri în dressing. Ai un spațiu special pentru expunerea inelelor, dar și sertare pentru lingeria intimă. Atunci când îți faci ținutele, poți să te așezi pe această banchetă din piele nabuc, care este la fel de fină precum pielea ta. Trendul anului, cu siguranță, aceste uși capitonate cu piele naturală vor inspira mulți designeri. Acesta este un sistem de umeraș, astfel încât să folosești toată înălțimea dulapului. Dacă un dressing închis nu este o variantă pentru tine, poți să alegi un dressing deschis, exact ca la magazin, ca într-un showroom pe care îl vizitezi cu foarte multă plăcere. Printre aceste piese de design mă simt ca un star din filmele de la Hollywood. Am vorbit cu Sacco și mi-a spus că aceste două piese, fotolile, sunt preferatele lui. Ce le face speciale este designul cu corzile de piele. În spatele fotolilor am observat această măsuță de cafea care ți-ar putea completa livingul. Este realizată din marmură calacata, atent căutată pentru desenul ei. Pot să garantez pentru confortul acestor canapele. Pentru care spumă cu memorie atunci când te așezi, parcă te învăluie. În dicționar, la cuvântul confortabil ar trebui să fie poza acestei canapele. Ești gata să-ți faci bagajul? Atunci când ai un dressing deschis de sticlă, poți să vezi toate itemurile, îți faci ținutele și ai plecat. Îmi place foarte mult spațiul ăsta, mi se pare că arată ca un decor de film și o să fac un exercițiu de imaginație să-mi dau seama pentru ce tipologie de client a gândit acest spațiu designerul de interior. Pentru că văd aici un pat dominant, mă gândesc că este vorba de o personalitate puternică, iar cele două scaune îmi transmit că este vorba de un cuplu. Pentru că dressingul este de mari dimensiuni,
Oamenii care locuiesc aici au grijă de imaginea lor, sunt niște oameni ocupați pentru că biroul și-a făcut loc în dormitor și văd o carte în limba maghiară, deci poate fi vorba de un om de știință. Am zis că e un showroom secret și chiar n-a fost o sintagmă pentru că am avut nevoie de aprobări serioase ca să filmăm asta. Designul din spatele meu este imaginea livingului perfect și include cele trei tendințe ale anului viitor: lumină încastrată, lemn masiv și textura bucle. Canapeaua minimalistă trebuie să fie completată cu o măsuță care poate fi integrată. În cazul acesta este realizată din marmură calacata și metal. Oamenii de aici cu siguranță au angajat un specialist în lumini arhitecturale și asta ar trebui să faci și tu dacă îți dorești o amenajare ca în poze. Îmi pare bine că ai rămas până la final, pentru mine a fost o experiență revelatoare. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, dar dacă vrei să vezi aceste piese și în România, trebuie neapărat să le faci o vizită celor de la Sacco Design.